Suntem aproape de încheierea unui Sabbat plin de semnificații. Ne-am strâns aici pentru ca, încă o dată, Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Suntem, practic, ai casei, o familie care se strânge. Să putem să ne bucurăm cu Dumnezeu încă o dată. Aș vrea puțin să înțelegem cât de prețios este sentimentul acesta. Cât de importantă este experiența asta. Și pentru ca să înțelegem că Dumnezeu lucrează în mod extraordinar atunci când îi oferim lui Dumnezeu o gândire și o simțire așa, Vă invit în seara asta să medităm la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Textul, așa cum știți dumneavoastră, se găsește în Evrei, capitolul 11. Cu versetul 16. dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Lucruri pregătite pentru noi, la care n-am contribuit cu nimic. Din cauza că n-am contribuit cu nimic, uneori e greu să credem. E greu să credem că, dincolo de noi înșine, sunt lucruri pregătite pentru noi înșine. Ne-am obișnuit să ne pregătim frumosul, sărbătoarea și viitorul. Este așa de. Diferit. Aproape că este prea frumos ca să crezi că este cineva care chiar lucrează pentru tine continuu. Viziunea asta este în aceeași măsură un test al credinței, cât este și un test al experienței cu Dumnezeu. Le-a pregătit o cetate. <coughs> Era vorba de cetatea Ierusalimului. Ierusalimul devine prototip al Ierusalimului Ceresc. Vine Ierusalimul Ceresc. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la momentul în care David s-a încoronat, sau a fost încoronat ca împărat și a cucerit Ierusalimul. 1 Corinteni, capitolul 11. Israelul tot, Versetul 1. S-a strâns la David, la Hebron, zicând, Suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. O chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis, tu vei paște pe poporul meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului meu Israel. Din nou... Poporul vorbește lui David în termenii tinereții lui când era păstor. Tu vei paște pe Israel. Se raportează oarecum la, la experiența din tinerețe. Nu vorbești, nu vorbesc, sau poporul nu vorbește lui David despre cum l-a ucis pe Goliat. Nu vorbește despre lucruri mari de după aceea. Spune, tu vei paște pe Israel. Ești păstor. Din nou, pentru mine este surprinzător de care perioadă din viața lui David s-a legat Israel. Nu s-a legat de victoriile lui, s-a legat de timpul când era păstor și când toată lumea, efectiv toată lumea, știa că Domnul este cu el. Știți că atunci când l-au ales ca și cântăreț iscusit pentru Saul, ăsta a fost un motiv din siviul lui David. Zice, și Domnul este cu el. Știu unde ori fi știut. Cei ce fuseseră trimiși să aducă un cântăreț pentru David, nu erau oameni de orice fel. Au cântărit în ce măsură Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov se reflecte, e prezent în viața puștiului cu păr bălai și fața frumoasă. Versetul 3. Toți bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Horeb, la Hebron, pardon, și, bătrân, și David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. A uns pe David împărat pentru Israel după cuvântul Domnului, spus prin Samuel. La vremea aceasta, se pare că cuvântul lui Samuel era cunoscut de toți. De câte vreme știuse ei că David este uns împărat? când le spusese Samuel. Frunzăriți, vă rog, cronicile istoriei și vedeți când a murit Samuel. Samuel trebuie să fie lăsat cu limbă de moarte taina aceasta altora. Aceștia au așteptat, au așteptat să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Răbdarea asta a oamenilor lui Dumnezeu din poporul Israel care știau taina aceasta, este tot atât de extraordinară ca și răbdarea lui David însuși. Oamenii ăștia chiar erau interesați ca Dumnezeu să lucreze în Israel. Chiar erau interesați ca totul să se facă după planul lui Dumnezeu, nu după planul oamenilor. Să știți, fiecare biserică, biserica din Lomalinda, bisericile din orice parte a lumii, au nevoie de oameni care să stea să vegheze cu ochii deschiși, să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Nu planurile oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu planurile oamenilor. Versetul 4. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică asupra Iebusului. Acolo erau ebusiții, locuitorii țării. Hmm. Sunt câteva lucruri care ar trebui să le înțelegem. În primul rând, poporul lui Dumnezeu are nevoie de evenimente, să știți. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de evenimente. Când în istoria unui popor, în istoria poporului Dumnezeu, nu se mai întâmplă evenimente, poporul acela adoarme Moare, dispare. Există oarecum în perioada intertestamentală vreo 400 de ani de istorie. 400 de ani de istorie care n-au fost ani de istorie în care să nu se fi întâmplat nimic. Au fost 400 de ani de istorie în care poporul Israel a luptat pentru supraviețuire răscoalele macabeilor, etc. Marea problemă a fost că n-au fost oameni n-au fost oameni unși și puși de Dumnezeu ca să vadă istoria aceea prin ochii lui Dumnezeu. Și canonul biblic s-a oprit înainte. După aceea s-au întâmplat evenimente. Nu le-au văzut profeții sau n-a fost profeți să le vadă. Și dacă nu există evenimente într-un timp, pe o porțiune de timp, timpul acela e pierdut. Dacă nu există evenimente cu poporul lui Dumnezeu într-o perioadă de timp, timpul nostru este pierdut. Chiar și aici. Ca popor al lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că sub călăuzirea lui Dumnezeu trebuie să aibă loc evenimente. Sub călăuzirea lui Dumnezeu trebuie să se schimbe ceva. Aveți încredere în Dumnezeu. Creați evenimente pentru Biserica lui Dumnezeu. Nu rămâne... Haideți să nu rămânem în același fel, în aceeași poziție, în același tip de gândire. Haideți să mergem înainte împreună cu Dumnezeu pentru ca să schimbăm, să ridicăm poporul său la înălțimea timpului prezent. 2. De ce a nevoie Israel de Ierusalim? A fost o vreme în care imperiile, țările, erau reprezentate efectiv, erau reprezentate de capitala lor. O cetate însemna o bucată de pământ înconjurată de ziduri care trebuia să fie folosită pentru momentele de asediu. În mare parte oamenii stăteau în afara cetății. Și aveau case în afara cetății, cultivau pământul, trăiau în afara cetății, Însă, în situații de criză, se retrăgeau cu tot ce aveau între ziduri. Viața între ziduri era grea. Nu era plăcută. Ierusalimul nu era o cetate de felul acesta. Ca și alte cetăți, eu știu, cu renume, Ierusalimul nu era doar o cetate să fie folosită în timpul asedului. Ierusalimul trebuia să fie o cetate care să ofere un fel de viață superior tuturor celorlalte regiuni ale lui Israel. Adică, în Israel sau în Ierusalim era templul, acolo era cetatea Marelui Împărat, acolo erau casele cele mai frumoase și mai importante de, din tot Israelul, acolo se țineau sărbătorile poporului, acolo se aduna poporul, era inima întregului popor, veneau la sărbători, plecau la sărbători și niciodată țara nu a sucombat. Niciodată țara nu a dispărut câte vreme Ierusalimul a stat în picioare. Niciodată. Mi-aduc aminte de momentul căderii Ierusalimului sub Titus Vespasian, anii 70. A fost momentul acela când trupele romane s-au retras. A semănat foarte bine cu o victoria poporului evreu. În momentul în care romanii au plecat, din împrejurimi au intrat în Ierusalim, vă amintiți? Cât ce număr a intrat în Ierusalim cu ocazia aceea? Peste un milion de oameni au intrat în Ierusalim surplus demografic. Și așa i-au prins romanii cu plus de populație. Prea mulți. Asta era cumva imaginea cetății, imaginea Ierusalimului. Locul cel mai frumos, locul cel mai extraordinar locul în care se poate trăi mai bine ca în orice alt loc. Așa doar ca o trecere în revista. Uitați-vă puțin la Psalmul 63. În lui David făcut când era în Pustia lui Iuda. Dumnezeule. Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Îmi setează sufletul după tine, îmi trupul după tine într-un pământ sec, uscat, fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt ca să-ți văd puterea și slava. Aș vrea să vă fac atenție asupra sensibilității sufletului lui David. El îl caută pe Dumnezeu unde? Așa te privesc eu în locașul tău cel sfânt, să-ți văd puterea și slava. Se referea la locașul cel sfânt din Ierusalim? Se referea la Ierusalim sau nu? Fiindcă bunătatea, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta toată viața mea, numele tău îmi voi ridica mâinile, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Ești tu, ești ajutorul meu, sunt plin de veselie la umbra aripilor tale, sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijină și ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jur, jură pe el, adică pe Dumnezeu, se va făli, căci va stupa gura mincinoșilor. Vă rog să observați pe David aici și dacă întrebăm salmul și îl întrebăm pe David, David, uh, locașul cel sfânt e la Ierusalim sau este locașul cel sfânt din ceruri? David nu știu dacă va putea să le despartă. Pentru că meditația asta de aici este o meditație în care David se gândește la Dumnezeu în splendoarea lui datorită unei relații personale cu Dumnezeu. Aș tip psalmul rapid de tot, rămâne să-l mai repetați acasă, dar vă rog să observați cum David tângește după Dumnezeu într-o relație personală. David nu l-a lăsat pe Dumnezeu la Ierusalim și l-a pierdut pe Dumnezeu acolo. David l-a lăsat pe Dumnezeu la Ierusalim, dar l-a luat pe Dumnezeu, pe Dumnezeul veșnic, pe Dumnezeul cerurilor, l-a luat cu el. L-a luat cu el. Ei bine, un om care gândește în felul acesta va face două lucruri, cel puțin două lucruri mari. Odată va înțelege importanța unui loc închinat lui Dumnezeu ca cetate și doi, va înțelege importanța unui loc închinat lui Dumnezeu ca templu. Pentru că David va alege o cetate pentru ca, să, pentru ca acolo Dumnezeu să-și odihnească numele său. David nu va alege Ierusalimul doar de dragul de a crea un eveniment. Citeți mai departe. Locuitorii Iebusului au zis lui David, tu nu vei intra aici. Um. Frații mei, ce caută ebusiții pe teritoriul poporului evreu? E o altă problemă. E după ce Cananul fusese cucerit, după ce fusese Iosua, cartea judecătorilor, după ce fusese domnia lui Saul, Saul avusese reședința sa în mai multe părți, dar Ierusalimul rămăsese neatins în locul respectiv. Și dacă vă uitați pe hartă, așa cum bine știm până ziua de astăzi, Ierusalimul era undeva în inima poporului lui Dumnezeu. Și până acum, iebusiții erau acolo. Și nu numai că erau acolo, dar spuneau limpede, cuceriți ce vreți de jur, în prejur. Dar ăsta ne rămâne nouă. Voi nu veți intra aici. Și dacă cumva veți intra aici, să știți că și orbul și șchiopul va lupta împotriva voastră. Și dacă va mai rămâne un singur om în picioare, acela nu vă va lăsa să intrați aici. Spuneau ei, iebusiți. Ce vă spune lucrul ăsta? Că iebusiți erau în țară. După atâta vreme. Mă ajutați? De ce? Văd că. Mulțumesc. Lucian îi spune neascultarea lor, necredința lor. Da? Mai. Mai aveți idei? Nu iau nimic, așa este. M-am dus și eu cu gândul asta, datorită faptului că în judecători, capitolul 1, de la versetul 21, este un titlu mare, și anume, cruțarea canaaniților. De ce i-au cruțat, frate? Că Dumnezeu dăduse poruncă, nu îi cruțați. De ce i-au cruțat? Poftiți? Așa sunt creștinii buni. Ei cruță. E adevărat? Ei cruțe. Pe cine a cruțat? Vreau să vă gândiți la asta. Eu voi citi doar. Versetul 21. Fiul lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiții care locuiau în Ierusalim. Și iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiul lui Beniamin până în ziua de azi. S-au înțeles bine, corect? Păi dacă te înțelegi bine, de ce să izgonești? Sunt vecini buni. Versetul 27. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din bet și din satele din prejurul lui, din Taanac, satele din jurul lui, și așa mai departe. Versetul 28. I-a supus la bir, dar nu i-a izgonit. 29. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau în Gezer. Cananiții au locuit în mijlocul lui, Efra lui Efraim la Gezer. Zabulon, nici el n-a izgonit pe cei din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol. Cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon, numai că au plătit impozit. I-a supus la bir. Așer. A făcut același lucru cu locuitorii din Aco, Sidon, Ahlab, Axib, Helba, Afig, Rehob. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților, locuitorii țării, deci nu i-au izgonit. Vă rog să observați, aici este invers. Cei din Așer au locuit în mijlocul cananicilor. Ce vă spune treaba asta? Se pare că cananiții erau mai mult decât cei din Așer? Neftali. Amoniții au împins înapoi în munte pe fiii lui Dan, nu i-au lăsat să se coboare în pustie, ceea ce înseamnă că erau mai puternici. Amoriții au rămas la har -Hereș, la Ayalon, la Shalbim. Și îngerul Domnului mustră, zice așa, capitolul 2, versetul 1. V-am scos din Egipt v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. v am zis, nu voi rupe niciodată legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta și să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Vă rog să observați, problema era că era un conflict de legământ. Dumnezeu spune, eu am făcut legământ cu voi. Și voi nu puteți să faceți legământ cu altcineva. Singurul legământ în care voi puteți să existați este legământul cu mine. Nu stați în două legăminte. Asta este primul Prima cerință a lui Dumnezeu. Nu stați în două legăminte. Cu piciorul în două bărci. Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră pe acești cananiți, ci vă vor sta în coastă și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Destul de provocatoare situația asta. Politic, social, poporul Israel a făcut sau a realizat un moment de toleranță. A fost cu inima largă și au trăit în bună vecinătate cu ceilalți. Repet, din punct de vedere politic, cultural, al modului în care privim noi lucrurile astăzi, noi putem spune, așa trebuie să facă. Saul când s-a întors cu Agag de la bătălie, tot poporul Israel a zis, așa trebuie să facă. Când Samuel l-a luat pe Agag și l-a tăiat cu sabia, tot poporul a zis, nu trebuia să facă așa. Înțelegeți ce zic? Umanismul nostru, situația în care suntem astăzi, oferă o tendință pentru a zice, Dumnezeu uneori este prea dur. Cerințele Lui nu se potrivesc cu uh, ideea aceasta de coexistare, de a fi împreună cu ceilalți, de bunătate. Și uneori avem impresia că noi suntem mai buni ca Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul ăsta? Noi avem impresia că suntem mai buni decât El. Și în bunătatea noastră conviețuim. Și Dumnezeu spune... Nu știți, voi nu știți că vă vor sta în coaste și vă vor fi o cursă. Lucrurile se întind până la David. Până în momentul acela, poporul Israel a avut, a avut istoria aceea ciudată a judecătorilor, în care istoria lor a mers mereu așa. Când îi asupreau madianiții, când amoniții, când filistenii, când scăpau de unii, dădeau de alții și n-au avut o dihnă de niciun fel. Și planul lui Dumnezeu cu ei, ca să stea într-o țară în care să aprindă o lumină, care să nu poată stinge nimeni, planul ăsta lui Dumnezeu nu s-a putut realiza. Câte vreme erau sub filisteni, câte vreme erau sub moabiți, câte vreme erau sub Amoniți, câte vreme plângeau, câte vreme nu simțeau bine cuvântarea lui Dumnezeu, și mai mult simțeau depărtarea lui față de ei. Cum ar fi fost istoria dacă țara asta ar fi fost curățită de idolatrie, curățită de alte mentalități? Și dacă acolo, într-adevăr, s-ar fi dezvoltat o mentalitate de ascultare 100% față de Dumnezeu, cum ar fi fost istoria lor? Ce s-ar fi întâmplat cu locul acela? Faptul că n-au putut să-și facă o capitală până în momentul lui David, asta vorbește despre faptul că uh, ei n-au putut să fie lumină până în momentul acela. Ei n-au putut să influențeze absolut deloc pe oamenii din jur și, din potrivă, au fost influențați de oamenii din jur. Și apare momentul ăsta. Și mă întorc din nou la David. David vede situația asta. O simte. O știe. Trăise conflictul. Trăiește conflictul între. sau legat de ce să fac cu Agag. Să-l lasă trăiască? Sau să-l pedepsesc pentru păcatele lui și ale înaintașilor lui? se conflictul acesta. Lângă, fusese acolo, prezent, în momentul în care Saul a zis, frate, eu sunt prietenul tău. Fusese acolo când Samuel venise și spune, cum te poți tu prietenii cu dușmanul Domnului. Domnului? Cuvintele astea sunt, le vom găsi și pe, mai târziu și pe vremea lui Iosafat. Aceeași problemă. Dar David trăise toate evenimentele astea. Și acum David, ceea ce face este să dea poporului său acea identitate, acea pace care nu a avut să se până acum. Și primul lucru care îl face este să se uite la iebusiți și începe cu ei. Pentru că David va curăți țara. Începuse curățirea țării de pe vremea când era la Țiclac. Vă amintiți? Începuse de atunci. Acum continuă. De ce a fost scump Ierusalimului David? Din ce cauză? De ce a ales Ierusalimul? De ce a vrut să-l cucerească? Îmi spuneți. Cetatea Marelui Împărat. Putea să aleagă în altă parte? Putea să găsească un, multe, un munte mai înalt decât Ierusalimul? Putea să găsească. În țara lui Efraim erau munți frumoși. De ce Ierusalimul? Haideți. Ofrim? Așa l-a inspirat Dumnezeu. Mulțumesc. Există, există rațiuni spirituale pentru a alege Ierusalimul? Ofrim? Mulțumesc. Rămăsese Melchisedec în memoria lor sau nu? Rămăsese sau nu? Cum vă explicați dumneavoastră că Melchisedec ocupă un loc așa de proeminent în gândirea lui Pavel mai târziu? Cum vă explicați? Pavel este un profund cercetător al Scripturii din punct de vedere al minții ebraice. Și Pavel face un lucru pe care noi îl înțelegem greu și anume Pavel pune în paralel pe Melchisedec cu cu cine? Cu Mesia, dar cu Abraham. Și spune cam așa, Există două izvoare de autoritate în poporul Israel. Două. Un izvor de autoritate este Avram, părintele credincioșilor, și al doilea izvor de autoritate este Melchisedec. Și spune el, în timp ce toată seminția lui Levi a fost alimentată din izvorul abrahamic, Mesia este alimentat din izvorul lui Melchisedec. Dragii mei, asta este gândire profetică. Iar gândirea profetică și are rădăcinile în profeți. Iar Samuel fusese profet. Samuel deschisese școlile profetice și Samuel fusese acela care fusese profetul și mentorul lui David. În momentul în care David își îndreaptă privirile spre Ierusalim ca să dea poporului Israel o cetate, în momentul acela el o face prin inspirație profetică în care nu numai că Dumnezeu îl inspiră să facă treaba asta, dar el urmărește oarecum sfatul profetic al lui Samuel care decedase. Dar era școala lui, Se observă din aceste, aceste atitudini și decizia lui David că David avea o privire profundă și David știa scopul lui Dumnezeu cu poporul acesta. David dă o cetate a acestui popor și David îi dă o țară a acestui popor. Filistenii vor fi scoși afară din țară se va face graniță între filisteni și poporul lui Dumnezeu. Amoniții vor fi dați înapoi, moabiții vor fi dați înapoi. Pentru poporul lui Dumnezeu se creează un spațiu în care Dumnezeu dorește să se așeze această lumină care trebuie să lumineze în toată lumea. Și în timp ce David se pregătește să facă treaba asta și el duce războaiele Domnului, expresie a Scripturii în legătură cu lucrul acesta, Faptul că Dumnezeu îl inspiră să dea poporului său o cetate care va deveni prototipul cetății cerești este de asemenea un lucru extraordinar. Și de aici încolo, și de aici încolo, Ierusalimul va deveni darul lui David pentru poporul său. Ierusalimul se va numi cetatea lui David, cetatea marelui împărat. Ierusalimul însă va fi și Ierusalimul care va veni pe noricerului. Mă întreb personal pe mine cât de mult poate folosi Dumnezeu pe un om care se predă în mâna lui. Ceea ce face David în momentul în care cucerește cetatea lui David, cetatea Ierusalimului de la Iebusiți, ceea ce face poate să fie numit doar un act politic. Da? Act politic. Ce a făcut? A cucerit una dintre cele mai puternice cetăți de pe teritoriul lui Israel. A cucerit-o și a făcut-o capitala lui Israel. Punct necesar. Din punct de vedere politic, este extraordinar. Însă ca să iei faptul ăsta, așa zis politic, și să-l transformi într-un gest profetic, e nevoie să ai pe Dumnezeu lângă tine. Altfel nu se poate. Ori ăsta este ceea ce a făcut. S-a întâmplat atunci cu David. Pentru că din acest moment al încoronării lui David și a cuceririi Ierusalimului s-a născut versetul pe care l-am citit anterior și cu care aș dori să închei. Și anume, acel text din Evrei. Evrei, capitolul 11. De la versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Vreau să vă întreb. Când a cucerit David Ierusalimul, David Ierusalimul vrea să-l cucerească. Încă o dată, când a cucerit David Ierusalimul, David Ierusalimul dorea să-l cucerească. Sau altceva? Când, dacă doriți că tăcerea nu e cel mai bun argument de data asta. Când mai citesc o dată psalmul pe care l-am citit, psalmul 63, acolo vi se pare că e vorba, repet, de dorul după Ierusalim sau dorul după mai mult decât Ierusalimul. Auziți, așa te privesc eu în locașul cel sfânt ca să-ți văd puterea și slava. Versetul 2. Textul spune că David îl privea pe cine? Poftiți? Pe Dumnezeu. David îl privea pe Dumnezeu. Unde îl privea? În templul de la Salim? Nu! Este vorba de acea viziune pe care creștinul trebuie să o aibă atunci când are o relație personală cu Isus Hristos și când și eu și tu astăzi spunem așa te privesc eu în locașul cel sfânt, în locașul ceresc, în sanctuarul din ceruri, în Ierusalimul ceresc. De-aia vă întreb, când a cucerit cetatea, David a vrut să cucerească doar cetatea sau mai mult decât atât. Observați, vă rog, cum Duhul lui Dumnezeu asupra unui om transformă spălatul vaselor fără semnificație într-o bucătărie amărâtă, într-un act de întâlnire cu Dumnezeu. Transformă zugrăvitul, transformă luptele noastre de fiecare zi, le transformă în niște lucruri absolut comune, le transformă în momente de întâlnire cu Dumnezeu. Asta vrea să facă Dumnezeu. Ei n-au căpătat lucrurile făgăduite. Dragii mei, David n-a căpătat cetatea care o dorise. El a cucerit Ierusalimul, dar n-a căpătat ceea ce dorea a rămas cu un dor profund în sufletul lui, dor care spune, Doamne, locașul Tău cel Sfânt, puterea și slava Ta sunt dincolo de zidurile pe care le-am construit eu. Dincolo de zidurile care le-am cucerit eu, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața mea, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta toată viața ta, viața mea. În mâinile tale îmi voi ridica mâinile mele. Iertați-vă, în numele tău îmi nu voi ridica mâinile mele. Și așa mai departe. Ca să nu trec peste versetul 7 6, mi-aduc aminte de tine când dorm în așternutul meu, când mă gândesc la tine, în timpul clipelor mele de veghe, în timpul nopții. Mă întorc aici. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Și doar le-au văzut? Tare frumos! Când le-au văzut? În timpul priveghiurilor, din timpul nopții, în timpul... Doar le-au văzut. Le-au urat de bine de departe. Și au mărturisit către toată lumea că le trebuie altceva. Că sunt străini și călători pe pământ și nu se vor opri niciodată la lucrurile de, din lumea asta, indiferent cât de religioase ar fi, cât de extraordinare ar fi. Că Ierusalimul lumii acestea nu e, nu e nici pe departe Ierusalimul lor, că Templul lumii acestea nu e nici pe departe Templul lor. Ceea ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei alte patrii, unei alte identități, unui alt ceva. Nu știu, nu știu, nu credeți că lumea asta din jur are nevoie de oameni peregrini? Are nevoie să vadă niște oameni cărora să nu le mai fie de ajuns. Nici molul, nici mașinile, nici avioanele, nici nimic. Și să zic că nici dor de altă țară. Nu credeți că oamenii au nevoie să aud asta? Nu întreb dacă spune cineva lucrul ăsta sau nu-l spune. Întreb dacă vecinul meu de gard nu cumva ar avea nevoie să mă audă că mi-e dor de altceva. Dacă ne-ar fi dor de cer, probabil că am fi dispus să facem sacrificii. Dacă ne-ar fi dor de cer, am fi dispus să facem schimbări. Dacă ne-ar fi dor de cer, ne-am ruga mai mult. S-ar vedea altceva dacă ne-ar fi dor de cer. Dacă ar fi avut vedere patria din care ieșiseră, ar fi avut timp să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie de cer, o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-i rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Le-a pregătit Ierusalimul. A cucerit și el Ierusalimul pentru ei. Vă aduceți aminte? Vă amintiți? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc. Cetatea Ierusalimului a fost cucerită de două ori. O dată de David, a doua oară de. Iisus Hristos. De amândouă dățile a fost cucerită pentru tine, și pentru mine, pentru poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, am cucerit cetatea ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ăsta este darul Ierusalimului. Spuneam, Ierusalimul are ziduri, e o cetate de adăpost, E o cetate unde se trăiește bine. Este o cetate de toate felurile. Așa e. Dar probabil că trebuie să încheiem cu gândul că e cel mai frumos în Ierusalim. Este că acolo unde este El, vom fi și noi. Îmi dați voie ca înainte să cântăm și să ne rugăm să mai citesc o dată coborârea cetății. Venirea Noului Ierusalim către Pământ. Acea viziune pe care a avut-o David în minte atunci când a cucerit Ierusalim. Apocalips 21 cu 2. Am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul sau templul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei, ei vor fi poporul lui, Dumnezeu însuși va fi cu ei. Ei va, el va fi Dumnezeul lor. Va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici stinguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Știți, așa, ca o trecere în revistă, știți că și Babilonul a vrut să aibă aceeași, aceeași calitate. În Babilon nu intra oameni cocoșați. În Babilon nu intra oameni ciunți. Trebuiau să fie tineri și frumoși. Nici o lacrimă nu trebuia să fie în ochii lor. Gărinile suspendate ale Semiramidei uh, erau locuințele zeilor. Acolo erau cei mai inteligenți, oamenii cei mai excepționali, atleții lumii. Acolo trebuia să fie viața model. Și lucrul ăsta... Lucrul ăsta s-a perpetuat. Există un vis al acestui pământ pentru asta. Nemia spune: Nu fusesem niciodată trist înaintea Împăratului. De ce? Pentru că reflexul ăsta le voi șterge lacrimile. Trebuia să fie indicele cel mai bun al unei împărății care, într-adevăr, împlinește toate nevoile oamenilor ei. Cu toate astea. Dumnezeu spune, ați vrut, ați încercat? A fost o istorie a împărățiilor? Dar până nu va veni cetatea care are temelitari, până atunci omul și ființa umană nu va putea să-și împlinească dorul. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, nu va mai fi tânguire, țipă, durere, pentru că lucrurile din tâi au tecut, trecut, trecut, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Isus Hristos, fă, Doamne, ca imnul acesta să ne împingă înainte cu toată puterea spre slava numelui Tău și în întâmpinarea împărăției Tale. Ajută-ne, Doamne, să mergem înainte pe cărare, cu orice preț, cu bucurie, cu zel, cu entuziasm. Păi, Doamne, ca în zilele acestea de oboseală planetară, Doamne, de plictiseală, de confuzie, de, 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 de fără rost, păi, Părinte, să stăm în poporul care merge către cetatea sfântă din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai hotărât, pentru ca să arătăm lumii acesteia drumul salvării. E seară, încheiem un sabat, Doamne, la picioarele Tale, cu serviciul acesta divin. Te rugăm, rămâi cu noi. Ne așteaptă o săptămână înainte, păpărinte, Părinte, ca acest legământ de a merge mai departe în numele Lui Isus Hristos să ne conducă în fiecare zi. Fărește-ne de compromisuri, de, cădări, de căderi, de a da înapoi și ajută-ne ca Harul Mântuitorului să ne aducă bucuria biruinței pentru ca în felul ăsta să simțim gustul cetății tale, să simțim gustul țării tale, să simțim odihna mântuirii tale fiecare dintre noi, prin Domnul Isus, te-am rugat. Amin.